Conducătorul unui autobuz matriculat în Ungaria nu a păstrat o distanță de siguranță față de un alt autocar care circula în fața sa, matriculat în România, și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului, autocarul matriculat în România a fost proiectat în alte două autoturisme care circulau reglamentar în fața sa. Ca urmare a accidentului, 6 copii care erau pasageri în autocarul matriculat în Ungaria și o doamnă, de asemenea, însoțitor în acel autocar, au suferit o încorporare, fiind transportate la Spitalul Județean Alba. Numele știu, Comisar Toma Dan, din cadrul Serviciului Judiciar Alba.